There we go. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube la un nou clip. Astăzi voi face o partidă scurtă de câteva ore. O să pescuiesc din barc în căutarea ștucii shallow-ului. Trece, ușor, ușor v-am prezentat toate barajele din Argeș, ce potențial au și în ce stare se află. Punctul meu de vedere este că imaginele vă spune tot și vă las pe voi să comentați. Să spuneți ce anume este de făcut. Nu uitați să vă abonați, un comentariu și o apreciere ar ajuta foarte mult canalul. Puteți comenta orice. Haideți să vedem ce facem asta. Na, 10 grame, mă, să meargă repede la înseamnă. Încerci cu udarea grea? Nu m-a sucit de m-a găsit draci. Am dat și eu ceva acolo. Ai agățat ceva? E gaură. Nu, frate. Nu e, gaură, ele-i bonus. Să sperăm că s-a dus. Să-mi dea de lângă barcă, pac. E cel mai mișto.
Și o mărliță, numai să am pește. Și biban. Mai bine mergem acolo, unde la biban în față. Da, dar n-am alea la mine. Păi n-am eu. Drop shot? Ce drop shot, mă? E de-astea mici. Nu, nu ai pe ce faci. Du-te, bă, de aici. Am dat eu cu toate alea mici. Și nu-l scot. Zi, pins 2-3. Drop shotat. Păi alea. Și între aia 2-3 nu ești de lanții bari? Bari pe drop shot. Băi, nu știu, mie îmi dai pe aia de 700. Băi, voi recunoașteți cu gura voastră, că Daniel a zis, n-am zis eu de 700. Da, Daniel, mă rog. Te-am băgat pe mine la jumătate. Oricum am văzut în poze, nu știu, dar jumătate de kilo avea sigur ăla. Carma ala lui Alubian a avut 500 de grame. A avut sigur, era mare, era maricel. Al meu a avut undeva la 400 de grame. Pe 4-500 de grame ce să mai e, biban frumos, nu... Ăla lui Băzescu a avut un kil 200. Deci nu e bibanul la 400 de grame, ce-i? Da, scoate-o, merge. Mergem în groapă? Mergem acolo, poate reușim ceva pe acolo. Păi nu prea mai avem unde, mergem acolo de dor și ai. Păi el, păi el, păi el. Ei, tata, că stai o zi întreagă pe aici să bântui pe acolo, pe acolo, ai alte șanse, da, de-i. Banii să avem un atac, ne dăm seama rapid. Ia, merge, se duce jos. Nu-i problema, barca asta. Stă barca pe lume. Aolo, aolo, cât atihan e imensă! Mamă, ce mi-a sperat, mi s-a ridicat părul pe mine, mă. Prieteni, partida am încheiat-o, filmarea de încheiere o fac tot în mașină, deoarece am stat până seara târziu, este aproape 9. Am avut o urmărire de ștucă mare, până la suprafață a venit după gumă, dar n-a reușit să o facem să pună gura. Prietenul în care am mai fost a avut câteva atacuri, am mai avut și eu două atacuri la wobbler, dar n-am fructificat nimica. Dacă vă plac videoclipurile mele, nu uitați să vă abonați. Un like și un comentariu m-a ajutat foarte mult. Salutare și fire întinse!